Frați, surori, acum de sărbători, atenție foarte mare la capitolul îmbuibare. Cu cârnați, cu sarmale, cu sucuri, cu prăjitură, nu mâncați peste măsură. Eu ieri eram tare ca piatra și iute ca săgeata. Astăzi sunt rotund ca cercul și mă mișc așa, ca melcu. Am ajuns ca și mașina, îmi patinează ambreiajul, că nu mai rămas de mine numai gura și curajul. Și acum voi, surorilor, când vă duceți pe la mol și acolo îi buibare, dacă cumperi grupa mare, cheltuiești așa iurea, doar să ții pasul cu lumea. Cumperi haine fel și fel pe motivul că sunt sel, adică ieftine, ca și cum cele portate s-au rupt în genunchi sau coate. Hai să-l întrebăm pe el, pe Iisus, pe Manuel, el care o viață întreagă a purtat numai o haină. Cel puțin soră și frate, vreo 3 ani și jumătate. Însă noi, surori și frați, suntem mult mai răsfățați. Și deși avem destule, nu ne vezi la rugăciune. Marți sau joi în adunare, parcă este demolare. Câțiva frați și surioare. Și aceștia oameni buni, în general, sunt bătrâni. Unde este tineretul? De ce lipsă comitetul? Nu se stinge tot poporul, câteodată nici păstorul. Dar duminica, atenții, mulți din ăștia au pretenții să fie pus la slujit, fiindcă ei s-au pregătit. Unii spun chiar arogant, mesajul Domnul a dat. Este câte o săptămână, unii chiar nu pot să vină, dar se mulți pe altă parte lucră până ca pe spate. Că mai nou prin adunare, ăștia cu bani au valoare. Săracul chiar de e sfânt, mai nu are cuvânt. Să strigăm în gura mare, să audă mic și mare, deșteptare, deșteptare, că în curând Hristos apare. Vezi, acum de sărbători, mulțimi de frați și de surori, s-adună, cum ieșim de Europa, vin la adunare și ea e neîncăpătoare. Haine scumpe, mașini tari, dar pocăiți sunt foarte rari. E atâta pregătire de Crăciun, de Anul Nou, însă numai pentru fire, nu și pentru omul nou. Fier sarmale, fricărnații, unii și-au luat și pom și-l îmbracă cu poloape ca vițelul lui Aron. Și în această conjunctură ne este greu ca să postim. Ăsta este adevărul și de spunem nu, mințim. Hai să întrebăm bătrânii mai de mult cine acum a fost. Veneau frații la închinare cu 2, cu 3 zile de post, iar apoi rugăciune cu prorocii stăruiau și deprimeau dezlegare, doar așa se împărtășeau. Azi venim ca în Valea Dura, plecând genunchi și fața, însă numai Domnul știe cum trăim, cum ne e viața. Domnul să ne lumineze în tot ce e bine și ce rău, judecata, dragul meu, este a lui Dumnezeu.